ce să faci la urma urmei cu libertatea? Cum ce să faci? Să te plimbi pe suprafața pământului, printre oameni, pe străzi sau pe drum. Să te bucuri că tot ce vezi îți aparține. E singurul sentiment de posesiune nevinovat. Tata Nicolae, pleci? Da. Nu o să ne mai vedem. Nu. În timp ce o femeie își cere să te bucuri numai de ea și să renunți la restul lui. Cineva de la regională. Cine? Cred că era cineva important. Vă așteaptă mâine dimineață la 9. Da, te ascult. Știam că ești tu. Deci nu m-ai uitat. Prieteni sunt cei care luptă să se apără împreună. Prietenia noastră e bazată pe amintiri vechi ca la bătrâni. Era după război când ne-am cunoscut. Aveai 5-6 ani mai mult ca mine. Dar erai hotărât ca și când ai fi avut 40. Apucase-și pe drumul unei noi religii, cea veche nemaiputând să răspundă la toate întrebările care îi se ridicau înainte. Bine, bine, bine. Îl aștept la ora 3. Adică pornești de la ideea că acum o să încep iar să activez? Da. Situația, după cum știi tu, e acum alta. O să te ajut să fii reales în comitetul regional. Ce ai realizat tu e o chestie solidă, inginer Horticol. Asta ți-ar asigura oarecare independență în activitatea politică viitoare. Nu te înțelegi cu un nerod, te amenință iar cineva. Pardon, sunt inginer, mă întorc la meseria mea. Nu tu mi-ai spus să fiu un om cu o specialitate bine pusă la punct? Dar am spus că o să mai vorbim după asta. Uite, aș vrea să mă ascult cu atenție, ca să nu mă înțelegi greșit. Pe vremuri m-am îndrăgostit de o fată de la noi din sat. Și deodată nu știu ce a trăznit-o că m-a părăsit. Și s-a măritat cu un pop. O mai iubeam și o mai iubesc și acum, dar lovitura fusese dată. Nu, zice, las pe popă și vin după tine, străim iar împreună. Auzi, de ce trebuie trăit totul? N-ajunge că suntem siliți să mâncăm? Am iubit o fată, nu mi-ajunge? Am vrut odată să schimb lumea, nu mi-ajunge? De ce trebuie să iau de la capăt? Ca să-mi pierzi cele mai frumoase amintiri? Înțeleg că povestea ta de dragoste este o parabolă pe care vrei să mi-o bați sub nas. E adevărată. O fi adevărată, dar are sens de parabolă. Nu cumva crezi că o să rămâi veșnic tânăr? Mi-amintesc perfect cum vedeam lumea la 15 ani, tot așa o văd și acum. Credeam că de-abia aștept să activezi din nou. Văd că te-ai înseninat, ai găsit secretul tinereții veșnice. Eu aș zice al nepăsării veșnice. Nu uita că ești plin de păcate. Nu mai spune. Chiar așa plin de păcate? Și cine stabilește asta? Cei care te cunosc. Bine. Uite, tu mă cunoști. Care sunt păcatele mele capitale? Era unul, Balache, pe terasa căruia noi doi am stat la lumina Petromaxului, aprins cu mâna lui, ca și cum i-am fi fost frați mai mici. Am băut vin, am mâncat pâine adusă de muierea lui cu o strachină de pui fript și mujdei și ne-a lăsat până la ziua pe terasă. El s-a dus să se culce, fără grijă, zicându-și în sinea lui, cine știe, că dacă noi simțim pe umerii noștri povara întregii umanități, că nu despre fete vorbeam, se putea gândi și el, înainte de a lua somnul, să doarmă liniștit, viitorul lui și al familiei sale fiind în mâini bune. Și cum ne duceam noi și jucam la el table și beam o țuică, plătită de obicei de el, care pierdea nu numai toate partidele, ci și toate liniile. Astea erau partide pe care el le pierdea deliberat.
Să fim sănătoși. Bună ziua. Ce s-a întâmplat însă cu Valache? A fost judecat și condamnat că nu și-a plătit impozitele. Pe nedrept. După ce a ieșit din închisoare, a intrat într-o muțenie absolută. Nu mai vorbea cu oamenii. Cu muiere, cu copii, cu rude, cu nimeni. Asta era singura posibilitate de a acuza pe cei care îl înjosiseră. Ce a făcut atunci acel activist când a auzit toate astea? Nimic. I-a intrat pe ureche și a ieșit pe cealaltă. Ba chiar a râs. Stând cu mâinile în buzunare și uitându-se în curtea lui Valache ca la un spectacol. Nu e adevărat, n-am râs. Mă rog, să zicem că n-ai râs. Dar nici n-ai făcut nimic. După un timp, Valache s-a spânzurat. Plătește impozitele, caburule! Probele nu au legătură cu procesul și ca atare se resping. Să zicem că n-ai râs, dar nici n-ai făcut nimic. Îți trece cumva prin minte să te sustragi? Ba, mă sustrag. N-am fost eu judecătorul care l-a condamnat pe Valache. Dar ai fost activistul care a dat ordin judecătorului să condamne categoria în care Valache fusese vărât. Ascultă, n-am dat niciodată un astfel de ordin. N-am avut această putere. Iar dacă judecătorii au acceptat să încalce astfel legile, e cazul ca ei și nu eu să-și tragă cât un glon de-n cap. Să știi că în singurătatea seriei mele am avut timp să meditez la toate mai mult decât tine. Să nu-ți închipui că voi utiliza argumentul că fără să fi făcut nimic, au vrut să mă omoare pe mine în fața primăriei. Faptele sunt consumate. Chiaburi, mijlocași, săraci. Tot a pierit în negura istoriei. De aceea nici nu mă mai interesează. Chiar vrei să te cred? De ce nu? Uitându-se la mutra ta, unul care nu te cunoaște cum te cunosc eu, chiar te-ar putea crede. Și cam cum mă cunoști? Te chinuie, Nicolae. Unul ca tine, dacă a fost odată activist, asta rămâne. Ei, nu răspunzi? Știi prea bine că nu mai voiam să activez. Dacă nu vrei să activezi, de ce te-ai străduit atât de tare să nu fii exclus? Așa. Nu-mi place să fiu exclus. Dacă știam, te lăsam să o pățești. Nicolae, tu n-ai stricat nimic, nici eu. Din contră. Asta nu înseamnă că n-am comis și noi greșeli. Iubitorii de adevăr au dreptul să judece istoria, nu alții. La cine te gândești? La cei care în locul nostru ar fi făcut rău. Da, am nevoie de tine, că acum 15 ani. Nu sunt un comunist de tipul celor care cred că dacă am preluat puterea, am și convins lumea de adevărurile noastre. Nu sunt mare în partid, dar nici mic. Am nevoie de tine. Vii sau nu vii? Dacă nu, rămâi un bun horticultor. Adică n-am forță de convingere. Nu. Pentru tine n-am. Nu-ți e rușine? Spuneam că văd lumea ca la 15 ani. Ceva totuși s-a schimbat în acest timp. Nu știu încă ce. O să mă gândesc și o să vin să spun. Numai tu nu te-ai schimbat, Nicolae. Nu știu dacă nu m-am schimbat. Oameni ca noi se schimbă greu. Dar poate că tocmai asta e problema. Să rămâi cum ai fost acum 15 ani. Am nevoie de tine, Nicolae. Bine. Mă gândesc și o să vin să spun. Nu e glumă. V-ați să zic că de-aia m-a chemat. Într-adevăr, în curând vor avea loc alegeri de partid. Și cineva, adică el, prietenul meu din tinerețe, s-a gândit să mă sprijine să fiu trimis delegat la conferința regională. Iar altcineva mai mare ca el a fost de acord. Cum poți să treci peste el? O să mă uite definitiv. E singurul meu prieten. Mi-ar părea rău. În grădina asta trebuie să uit ce mi se întâmplase mie atunci de mult. Și mai ales să mă uit pe mine însumi. Care nu avusesem alt scop în viață decât să pun în practică o convingere și un țel. Dar cum să te uiți pe tine însuți? Mai ales când descoperi că după atâta timp cineva se mai gândește la tine. Doar și inginer, vreau să-mi dau niște semnături? Bine. În legătură cu camionul care l-am trimis la Horticola. Azi. Gata camionul? Se trebuie să-l aș inginer. E aproape gata. Bine.
Vă duceți la București? Acum sunteți liber, gata cu statul în casă, ați învățat destul. Ieri am crezut că ne-ai părăsit. Adică cum, după ce am muncit atâția ani să plec? Mi s-a făcut sete, e foarte cald. Nu vii la castel să beam o bere? Mulțumesc, aștept un telefon de la Horticola 1 mai. De ce v-ai chemat oră și prim? Tu ești? Da, eu sunt. Ești? Cum arăți? Mai ești supărată pe mine? Da, bineînțeles. Mai ai curajul să mă întrebi? Când ai ieșit afară din odaie, zâmbei. Pe semne că te iubeam. Nu-mi dau seama ce mai puteam face. Spune tu ce mai puteam face. La ce-ar folosi? Păi, pot să fac acum ce n-am făcut atunci. Între noi a fost ceva frumos care s-a destrămat. Perfect. Și din moment ce ai venit să-și ceri iertare, te-am iertat. Acum e prea târziu. În loc să fii râs, mai bine mai fi crezut. Auzi, femeia pe care o iubește trasă cu banul de doi golani și ea nu știe cu cine are de-a face. Era o minciună a unui lăudoros. Era foarte convingător. Și tu ai făcut bine, Nicolae? Sigur că am făcut bine. Dar ce ți-a ajutat că s-a despărțit un an de zile? Dacă ți-ar spune că între timp am meritat și cuvintele de acum îmi îngheață inima... De ce sighezi? Stai liniștită. Simpatia mea pentru tine în cele din urmă o să se retragă definitiv și fiecare o să meargă pe drumul lui fără să uite înapoi. Atunci când am dat afară din odaie, te-am dat afară cu întâmplarea aia cu tot. Și nu-ți mai păstrăm nicio urmă de întoarcere. Acum te-am regăsit. Hai, lasă. Ce ai mai făcut în acest timp? Ai mai pictat ceva? Da. Vrei să vezi? Pregătesc pentru la toamnă o nouă expoziție. Și? Cine e bărbatul tău? Nu o să-l cunoști niciodată. Să-l ia dracu. N-am spus că vreau să-l cunosc. Nu te gândești că s-ar putea să mă simt jignită? Ba da, dar întrucât m-ar fi putut interesa bărbatul tău. Ia te uite, ești veselă sau mi se pare mie? Hai, spune. Dă-i drum. Hai să-ți arăt tablourile mele. Dar nu pe astea aici, n-am decât câteva. Mergem la București să ți-l arăt în atelierul meu. Bine. Mi-ar place să am și eu un punct așa înalt cum ai tu aici. Și să stau să dorm singur. Ce e cu tine? Să știi că nu-mi place cum te porți. Te-ai măritat? Perfect, ține-te de chestia asta. Vreau să spun un singur drum. De obicei pe cel care ne-ai dat. E clar, nu? Să nu mai vorbim despre asta. E foarte clar pentru mine. Ești drag. Și nimeni nu mă poate împiedica în inima mea să simt ceea ce simt. Și asta nu-mi face în gândul meu niciun rău. Hai. Arată-mi tablourile. Nu mai simt nevoia. Dacă îți plac, mai am și alt rost pe lume în afară de acela de a pictă. Dar așa cum sunt, cu ceea ce știu despre mine, aș fi mai fericită dacă n-aș avea un înger rău care mă urmărește la tot pasul. Spunând în urma mea, rânjind, talent, nu ai talent. Aș îndura și suferința asta, dar m-a făcut să încep să doresc laudele altuia și să-i arăt lui că nu-mi pasă de el. Asta e mai rău, nu pot să scap de el. Nu înțeleg, e vorba de un om real? Pentru că după cum te-ai exprimat, tu am înțeles că e vorba așa de un duh. Nu, e vorba de un coleg, de un pictor. Aha, și v-a să zic că el are talent, probabil, dacă spuneți că tu nu ai. Nu, fiindcă asta poate să-ți o spună și unul care n-are, din răutate. Dar ăsta are. Și ce vrea de la tine? Nu-mi dau seama. Atunci de ce stai de vorbă cu el? M-a scos odată din zărite și de atunci nu mă pot stăpâni și le torn și eu. Bine, și tu ce poți să-i spui dacă singură recunoști că are talent? Dacă eu n-am talent, îi spun, lucru de care nu mă tem câtuși de puțin. Eu cred că am. În cele din urmă nu voi mai picta. Dar ce va face el care are talent și în curând va înceta să mai picteze? Cum așa ai spus? Da. De ce? Există drumul pe care apuci. Al meu nu știu cât e de larg și de lung, dar știu că nu va deveni din drum potecă. În timp ce a lui se va strâmta din ce în ce.
Când i-am spus asta, a deschis o gură cât o șură. Eu am flacără, în mine zace un demon. De? Demonii ăștia sunt capricioși. Într-o zi te părăsesc și caută suflete mai modeste. Dacă lucrurile stau așa cum spui tu, atunci nu văd de ce spui că nu poți să scapi de el. De ce trebuie să-i dovedești lui că ai talent? De ce să-i dovedești lui, pe-al dracului? N-are nicio rușine. E foarte greu. Parcă n-ar fi bărbat. Mă pune grește, inventează despre mine niște lucruri josnice. Adică? Eu știu despre mine ca femeie. Lucruri nedemne. N-are mândria să nu spună lucruri care îl mânjesc tot pe el. Eu spune, bărbat, atunci nu te apără. Păi, ce poate să-i facă? Doar n-ai fi vrând să-l provoace la duel. În ce mă privești, eu nu vreau nimic. Bărbatului tău și nu mie trebuie să-i ceri să te pună la adăpost de astfel de lucruri. El trebuie să te spele de păcate și nu eu. Sau poate vrând să-l spăl și eu și pe urmă să te duci să te bagi în patul lui neprihănită. Cum ai putut să-mi spui un astfel de lucru? Nici n-ai apucat bine să te asiguri de revenirea simpatiei mele și mi-ai și pus în cârcă tot ce în viața ta e foarte neclar, dacă nu chiar foarte îndoienlic. Îmi retrag simpatia pentru tine. Ce să fac eu cu duminicile mele? La ce se gândea grădinarul Miciulin? De ce să stea să alcâmii degeaba? De ce să nu crească de pildă mei în loc de frunze ardei grași? Mintea lui creatoare, adică n-avea odihnă. E, a mea are. O să ies prin sat să văd ce fel de flori tovarășul președinte să pună de-a lungul șoselei. Ce e, Barcagiule? O doamnă de la castel v-a trimis chestia aceasta. Bine, spune-i doamnei că îi mulțumesc. Dragă Nicolae, m-am răzbunat pe tine, acum îmi pare rău. Te iubesc foarte tare. Te-am iubit tot timpul. Și nu mai pot iubi de când te-am cunoscut pe nimeni. Și fiindcă ți-a plăcut atât de mult atelierul meu, ți-l dăruiesc. Îți trimit cheia. Nu știu, o să fie imposibil să facem să crească vreo floare pe acest drum bătătorit. Dacă vărâm o cazmanie, e mai mult ca sigur că dăm de un strat de nisip de cel puțin o jumătate de metru. Pe aveți de gând să ne cereți pământ de flori să le amestecăm? O să vă coste o groază de bani. N-avem de gând să punem flori pe unde spuneți dumneavoastră. Facem un trotuar cu plăci de beton și... Atunci anulați comandă. Nu. De ce să o anulăm? Hotărâți-vă, eu am plan de livrări mari cu articula 1 mai și n-am timp de depanat gânduri melancolice de la picior la mână până vă hotărâți unde să puneți flori. De-a lungul șoselii sau pe acoperișul caselor. Nu trebuie să vă iritați, menține comandă. Punem flori 2 metri de la trotuar spre interior. Adică luați din cursile oamenilor. Pământul oamenilor. Concetățenii dumneavoastră sunt de acord să le luați acești 2 metri de-a lungul curților? Păi de ce să nu fii de acord? Ba chiar o să le plac. Ce nu-i comun al lor? E, dar și locul de casă e tot al lor. Poate că unii au chef să facă pe pământul lor ce vor. Să fim înțeleși. Dumneavoastră ce vă privește? Deci l-ați hotărât să puneți flori. Păi de ce să nu mă hotărăsc? Bun. Ce s-a întâmplat? Ce să mai discutăm? Se vede, tovarășe președinte, pe cine vrei dumneata să protejezi. Ce ai de gând? Ce aveți de gând? Unde credeți că o să ajungeți în silul ăsta? Vă întâlniți sâmbătă împreună, beți împreună și nu puteți să-i spuneți așa, ca de prieten. Mă, gârbovicene, ai grijă acolo, vezi ce faci, te faci de râs. La 50 de ani, bărbat în toată puterea cuvântului, ți-a dus la aceea pe o secretară de care te îndrăgostești, mă. Măcar ai grijă de cadrele tale și nu mai umbla cu hârtii contra lor, șantajându-i că lucrează aici, într-o gospodărie colectivă la câțiva kilometri de București, dacă de rest nu ți-e rușine. Care rest? Ah, deci pornind de la ideea că aș putea să mă las și eu șantajată. Aveți o mătușă aici? Aveți sau nu aveți o mătușă? Ca și alții, dar la care să vă placă sau nu Bucureștiul, care e la doi pași de fermă. Aha. Sigur că am și sigur că pot fi și eu șantajată, dar nu știu. Am să văd eu ce am să fac. Nene, noroc. Bună ziua. Da, da, imediat. Vă felicit, am auzit că ați luat examenul de stat. De unde mă cunoașteți? V-am văzut odată la restaurant. La grădină. Erați cu un câine. Pe medicul veterinar Câncul cunoașteți? Nu. Cu el eram la restaurant. E logonicul meu. El mi-a spus, îl vezi pe ăla de acolo, cu câinele sumasă? L-a și pe dincolo. Mi-a spus toată istoria dumitale. Nu știu de unde o știa, că nu eram curioasă. Nu înțeles bine, unde lucrezi? La GAC-ul de aici. Și ce faci acolo?
Sunt șefa fermei zootehnice. Ești tehniciană? Nu, sunt inginer. Te-au dat la școală la 4 ani? Ia te rog, cine te crezi? Așa este, nu vrem să recunoaștem ceea ce suntem. Știi, părinții mei n-au fotografii și am făcut odată mamei una. Când i-am adus-o, s-a uitat la ea și zice, cine e baba asta, maică? Nu s-a recunoscut. Ea credea că a rămas ca pe vremuri, când era fată mare. Da, așa este. Mai rău e când alții nu vor să vadă în tine ceea ce ești. Trebuie să fie mare lucru pentru dumneata că ai reușit să ajungi inginer. Dar de ce ai întârziat atât de mult? Am avut un drum mai întortocheat. Am vrut altceva. Înțeleg. Dar ce e cu ferma dumitale? S-a întâmplat ceva? Da, nu ne merge prea bine. Nu s-ar zice că nu te descurci. Ce să fac? Mami, e foarte greu. Uite, mătușa mi-a tăiat ieri un curcan. Te invit la noi dacă n-ai alt program. Vin cu plăcere, mulțumesc. Cum te cheamă? Nicoleta Păceșilă. Păceșilă? Păceșilă? Ce fel de nume e ăsta? Parcă mă romete cum e. Oricum e un nume, dar Păceșilă, Șindrilă, Măceșilă de la Măceș, mai înțeleg, dar Păceșilă, ce cu pe ăsta? Mormăilă, Moriu, mai înțeleg și eu, dar Moromete, Ciuciulete, ce mai e și asta? La urmă, urmă, de unde știi că mă cheamă așa? Ți-am spus, logodnicul meu te cunoaște. Poftim, lasă-mă pe mine să o iau înainte, iese hărmălaie cu câinii. Da, are unchiul meu 4. Da, sunt niște corcituri, nu mușcă, să nu-ți fie teamă. Hai, lasă păpușica acum. Hai că s-a făcut târziu. Când eram studentă, mă și îngrășasem. Și m-a învățat cineva să beau oțet, era să mor. M-au dus cu salvarea, de atunci nu m-am mai îngrășat. Doamne, păzește. Vă rog să vă serviți. Totuși, în ciuda veseliei pe care o afișez, ceva nu e în regulă în viața dumitale. Nu mai fi așa de răzăiat. Uite-te numai aici, la clătite. Și dacă poți, mănâncă și cu furculița. Ar fi mai bine. Mie mi-a căzut furculița jos. E un chiu. Să mergem la un cinema, dacă, încă o dată, nu ai alt program. Nu. Merg cu plăcere. De mult n-am mai văzut un film. Să mă schimb. În fânul de curând cosit, gândind la tine am adormit și de miros îmbălsămat. Ce fericit visam. Ce vicleană e, îți mulge simpatie fără să știi cum. Dacă hâncul ăla o ia de nevastă, o să aibă de furcă cu ea. Lucrează pe mai multe fronturi. Nu era normal să fie dus cu el la cinema și să-i fi cântat lui și nu mie în fânul de părând cosit. Ia să vedem ce a făcut de la înălțimea asta. Că dacă a pictat o sifoane așezate pe o masă cu sticle de vin și un ștergar ca murdar, cum mi-amintesc de unul pe care mi l-a arătat anul trecut, o să-i spun că o pictoriță începătoare cum e ea, să-și aleagă și ea lucruri mai frumoase de pictat decât... Mi-a povestit de unul, Bernard Buffet, care picta de pe cărțile poștale ilustrate. Vederi cum sunt ele colorate pe gustul oamenilor, dar păstrându-și totuși mâna lui de pictor. A ajuns bogat și celebru. Ce poveste. S-ar fi însurat cu o mare actriță de pe vremuri, pe care o chema Anabela, mai bătrână decât el, dar de frumusețe, și că i-ar fi dăruit și o insulă. Ea lui sau el, ei, nu mai știu, și că în ultima vreme săraca ar fi orbit. De ce nu faci tu la fel? Să pictez cu mâna ta ilustrate. Ce să-mi scălăm băierile astea.
Ia uite și lucrul năzdrăvanii a trecut ei prin cap, tot vopsind lucruri fără noimă. Și nu e o întâmplare. A făcut 10 încercări până la asta. Ce am ajuns, pare să spună. Sunt singur, nimeni nu e cu mine și tristețea mea e fără leac. Într-o lume în care totul strălucește și înflorește. E așa, da? Încep să cresc și eu în steaua ta. Nu putea să-mi placă mie o femeie care nu e nimic de capul ei. Întoarce-te la masă ta. Tu erai? Când eram mic, mă uitam la tata cum mânca mușcând din ele. Mie nu-mi plăceau. Tot ce era gras sau moale nu mi-a plăcut niciodată. Până să deosebesc din punctul ăsta de vedere jumara albă de porc de roșie, au trecut mulți ani. Asta fiindcă te-ai născut înainte de război, când se găsea unt. Eu m-am născut chiar în timpul războiului, când nu se mai găsea nimic. În 46-47 rar îmi dădea mama câte o felie de pâine cu puțin unt. 10 tablouri de-astea dacă faci pe an și dacă pentru asta trebuie să te gândești numai la ele... Ce să-i faci? Asta ți-e soarta. Ți-a plăcut? Da. Ai avut un câine ca ăsta? Nu. E o alegorie, nu-i așa? Vreau să spun, te-ai gândit la ceva? Cred că da. Mai sigur pot să spun că am simțit ceva și că a trebuit să păstrez în mine această simțire până am terminat tabloul. Acum ei nu mai îmi plac decât culorile. Cum să spun, până acum câtva timp credeam că numai cei netalentați fac o astfel de pictură. Arta noastră a căzut în decorativ. Și le cumpără cineva tablourile? Parcă pe ei interesează dacă îi cumpără cineva. Și pe urmă nici nu poate să-i împiedice, fiindcă nici artă cu Sila nu se poate face. Și ce spune ei la o discuție? Ce spun? Spun că totul s-a pictat. E un sentiment, nu e un adevăr această afirmație a lor. Oamenii sunt bucuroși să cumpere mai departe tablouri reușite, care pe lângă culoare să mai însemne și ceva. Ăstora nu le pasă de civilizații și de ce se pictează. Nu mai spui nimic de părinții tăi. Anul trecut era gândul numai la taică tău. Ce să fac, am început să îmbătrânesc. Când aveam 18 ani, nici nu-mi păsa de ei. Și eu țin la mama, de tata nu mai vorbesc. Dar mi-e greu să mai trăiesc acum, când sunt singură în același apartament cu ei. Simt că mă urmăresc mereu, mai ales mama, cu eterna întrebare. Ce ai de gând când te măriți? Îmbătrânește și vrea nepoți.
De ce m-ai mințit că ești măritat? Vrei să vezi cum răsare soarele? Nu, am văzut în copilăria mea atâtea răsărituri. Nesculata de pe toți să ne ducă la muncă. Înțeleg, seara vă lăsa în pace. Nu chiar seara, așa, cam la un ceas înainte de sfințitul soarelui. Trebuia mers acasă. Unde mama și fetele aveau alte griji, dar ale noastre încetau. Și veșnic va apune acest soare de aramă pentru ca dimineața să apară iar. Din pricină că diminețile au fost totdeauna legate în amintirea mea de treburile la care ne lua tata să le facem, am început să aștept ca pe adevărata viața cea parte a timpului care începea cu acestea simțituri și înserări. Să nu mai faci nimic. Ce minune! Strângeam uneltele și secerele, sau sapele, rotilele sau plugul. Din bota de apă ne spălam de sudoare. Fetele se dezgrobodeau, își scoteau ciorapii care le fereau pulpele de miri și de rădăcini. Și ce inteligențe erau cai. Veneau și ei spre căruță ca și cum ar fi spus, și noi mergem acasă. Bineînțeles, fără ei nici nu se gândeau. Mergeam cu prietenul meu, Marina lui Matei, cu Țugurlan și cu alții, mergeam la câmp cu caii sau la scăldat. Dar deodată nu mai plăcură ceilalți. Violențele lor alternate doar cu gânduri la fete sau la măieri, dar nu gânduri de dragoste, ci tot de violență. Chestia asta care ți-o spun și altele, mă făcură să-mi placă numai singurătatea. Ce-ar fi să fie o fată cu noi? Ce am face? Da, dacă ar fi aici cu noi... Jos pe tunică. Se vede cineva. Unde? La lui Bădăuță. Cât sunt? Nu i-am numărat. Hai să-i bat. Hai. Câți din ei nu se urau din lucruri care aveau legătură cu dispariția ceva din gospodăria lor.
Unentele, vițele lor, brazda lor de pământ, parcă erau din aur. Atât de groaznic li se aprindea furia. Depuneau mâna pe sape și se tăiau, înroșind cu sângele lor, de data asta omenesc brazda. Parcă ce se petrece cu mine, mama mă întrebă într-o zi cu un glas pe care n-am să-l uit niciodată, fiindcă de aici începe amintirea mea cea mai secretă pe care vreau să o povestesc. Un glas în care mirarea s-a amestecat cu grija. Nicolae, maică, ce faci tu singur pe câmp? Ce să fac, mine? Nu ți-e urât? Nu mi-e urât deloc. De ce nu te duci cu Marina lui Matei sau cu lui Țugurlan? De ce nu te mai duci cu ei? Așa nu mai vreau. Nicolae. Oh, oh. Ce e, mamă? Ia-o, maică, și citește. Bine, mamă, du-o încoace. Se gândea pe semne că dacă de mic voi descoperi adevărul din acea carte, viața mea nu va merge pe drumurile întunecate pe care mersesea ei în tinerețe. Și în timp ce caie pășteau, am început să citesc cartea aceea. Am găsit în ea cu surprindere aceeași violență pe care o cunoșteam din mica mea viață. Era însă mult mai sângeroasă și extinsă la un popor întreg în numele lui Dumnezeu. Așa mi-am pierdut credința pe care atât familia cât și biserica unde mă ducea școala mi-a insuflase ca un lucru firesc, așa cum există soare și copaci. Stăteam zile întregi și gândeam, uitând de trecerea clipelor și de apropierea nopților, simțind cum nu puterea pământului urcă în mine și mă îmbată, ci puterea gândirii mele plutește biruitoare pe deasupra pământului. Așadar, parabole, voi inventa eu altele, care să recucerească din nou lumea. Dacă șopârla asta trece peste mâna mea de 3 ori, voi face o altă religie. De 2 ori, de 3 ori. Da, voi întemeia o nouă religie, care să țină seama de forțele oarbe care pun nu odată stăpânire pe om și care să propună altceva decât umilința înrobitoare, inacceptabilă pentru mândria firească a unui animal atât de liber și de viclean cum este omul. Și până să le aduci tu o nouă religie, ai vrut să dărâm lumea lor la care totuși țineai. Ce era în mintea ta, Nicolae? Singurătatea ta e o enigmă și nu mi-ai spus clar până acum de ce ai fost amenințat cu excludere. A fost persecutat un om de cei din satul lui și s-a spânzurat. Era vina mea că nu l-am ferit de persecuție. Și pe urmă nu înțeleg semnul de întrebare pe care ți-l ridică trecutul. Ești tu chiar atât de liniștit pe cât pari? Tu mă iubești, dar azi oamenii nu mai găsesc în dragoste o soluție a ambițiilor lor, fiindcă ei acum nu mai aleargă după iubire, ci după altceva. Ei, după ce? De pildă tu care zici că mă iubești. Și eu știu că mă iubești. Te împaci tu cu gândul că te-ai născut să cultivi o grădină? De ce nu? Crezi că e puțin lucru? Nu spune Voltaire că fiecare trebuie să-și îngrijească grădina? Ești foarte șmecher. Și Faustea că om laștine și te pomenești că spune același lucru. Aceeași prostie. Clipă, oprește-te, sunt fericit. De ce, mă rog, era fericit? De ce să nu fie? Câți inși nu seacă mlaștinile și nu-și îngrijesc grădinile? E bine, sunt fericiți? Ești atât de sceptică. Da, Nicolae, de când oamenii au descoperit că puterea nu e de origine divină, de atunci nu mai au stare. Simțiturile tale de pe câmp nu ți-au mai plăcut ție, singur le-ai nimicit. Și acum nu știi ce să mai faci, rătăcești în grădina ta în care ai nimerit din întâmplare și te lege în iluzia că viața ta e în ordine. Tu trebuie să întrevezi soluția care să-ți explice pentru ce visul tău s-a spulberat. Și de ce ar trebui să fac eu pe profetul, fiindcă odată șopârlă mi-a confirmat că m-am născut să aduc oamenilor o nouă religie? Am văzut unde m-a adus această credință. Da, dar ești un om al timpului pe care îl trăiești. Nu credința a fost rea, ci faptul că ai fost silit din pricina unei înfrângeri să o părăsești. Revină la ceea ce ai gândit-o când erai mic și pe urmă să vezi tu ce ai să faci. Ce ai spus tu acum nu-i deloc rău, m-ai prins, așa gândesc și eu. Nu grădina am dat vreun sens.
și această mândrie fără moarte. Înțelegi, Nicolae? Nu-mi place să cred că iubesc un bărbat care nu are voință. Nu luptă cu destinul. Refuză să meargă pe un drum pe care și l-a făurit, care i-a fost predestinat, în laș. Pentru tine nu e demn să pleci în felul ăsta. Atât de puțin mă iubești? Iartă-mă, trebuie să plec. Și nu o să ne mai vedem. Ce asta nu o să ne mai vedem? Nu o să ne mai vedem deloc? Da. Am eu să spun ceva. Ai spus, te-am ascultat. Cât vorbim mai mult, cu atât e mai rău, ne înstrăinăm mai tare. Eu nu doresc acest lucru. Nu dorești să fim străini? Nu. Și totuși mă părăsești? Tocmai de ce? Stai puțin, să te însoțesc. Adio. Adio, signora. Așa, deci, eu o iubesc și ea mă face laș. Se gândește la pictorul ăla care o persecuta. Crezi că nu mi-am dat seama? Tulburarea ta când ne-am întâlnit, lacrimile. Frumos. Te chinuia conștiința că mă trădasești. Acum pe drum mi-a picat fisa. Dar puteai la urma urmei cu oricare altul, erai liberă. Nici eu n-am știut atunci când te-am gonit chiar de acolo de pe scaunul pe care stai dacă între noi doi va mai fi vreodată ceva în viitor. De aici când mi-ai spus că ești măritată, nici nu m-am mirat. Dar să vii și să-mi spui mie că așa și pe dincolo. De, vezi, e unul care mă persecută, geniul meu cel rău, un pictor foarte talentat, și plângi, și pe urmă iar plângi, și din nou îi se schimonosește fața și varsă lacrimi de crocodil peste un trecut nedemn, asta este ceva așa de neînchipuit. Și eu care mă întrebam, mă, ce-o fi având, mă? Neghiobule, chiar dacă ar fi adevărat ce ți-a trăsnit ție prin cap și tot nu trebuie să ai aerul ăsta de satisfacție neroadă că ți-ai prins iubita cu o minciună. Nu ți-e rușine? În primul rând, iubita nu trebuie prinsă, fiindcă altfel de ce o mai iubești? Dacă a făcut ea înainte ceva, dacă a făcut, ce te privește? Pleacă, pleacă imediat, nici nu vreau să te mai văd. De acum încolo între noi totul s-a sfârșit pentru totdeauna. Uite, Nicolae, ultimele mele cuvinte și hotărârea mea de a mă despărți de tine, care coincide cu a ta. Văd că-ți vine să sari într-un picior, fiindcă ți închipui că ai descoperit nu știu ce pată în trecutul meu. N-ai descoperit nimic, dar acum nu te mai iert eu. Ai căzut prea jos în ochii mei. De la castel sunteți? Mergeți la București? Da, vă rog. Mersi. Ce faci tu, lucrezi? Da, lucrez. Ia spune-mi. Ești treaz sau beat? Sunt complet treaz. Vrei o cafea? Am venit să-mi spui cum ai putut să te cazi atât de tare în proprii tăi ochi, încât să-i spui bărbatului pe care îl iubesc că s-a întâmplat ceva între noi la un moment dat. Și tu cum ai putut să te cazi până într-atât? Încât să iubești un bărbat care îți inventează că eu i-aș fi spus așa ceva. Dar știe. De unde știe? Ai povestit-o altcuiva. Știi că te iubesc, nu? Atunci cum îți închipui că îmi pun sufletul pe masă să scui pe toți beții vin el? Obiceiul să le mai degrabă tu. Poate tu i-ai spus ceea ce zici că pretinde că știe de la alții. Te-ai fi dat tu de gol în vreun fel. Nu uita un lucru, că eu nu te-am desconsiderat și nu te-am înjosit decât în talentul tău, în care eu nu cred și care în fond ne-a despărțit. Pentru că rar am mai văzut-o mai ambițios și mai obsedat să se afirme ca tine. Sunt convins că pictura ți-a strâmbat viața. Ai călcat din pricina asta peste un bărbat care te adora.
lucru îți place? Dă-mi și mie unul. Dă-mi-l pe ăsta. Cu plăcere. Stai să ți-l împachetez. Mulțumesc. Și te rog să mă ierți dacă te-am deranjat. Chiar nu-ți mai place ce pictez eu? Dacă mai îmi place cum pictezi, mai îmi place. Luate-ar dracu. Ce-ar fi făcut grădinarul Miciui în clipa în care și-ar fi dat seama că a încăput pe mâna unei mugheri? Și-ar fi văzut el mai departe liniștit de pătrăgerile lui de prin copaci? Și puțin ar fi păsat că s-ar fi despărțit de ea? Sau s-ar fi grăbit să treacă peste cele întâmplate, să alerge și să-și văre bucuros gâtul sub jug? Ia să mă gândesc. Să-mi imaginez ce s-ar fi petrecut în mintea lui creatoare. Dar dacă n-aș fi plecat, s-ar fi întins la cașcaval și ar fi continuat pe urmă să-mi dea sfaturi cum să mă port în viață și la servici. Trebuie să o iert. Era atât de fericită că am oprit-o atunci pe alee, când într-adevăr eu nu simțeam decât nevoia de a avea o muiere. Trebuie uitate aceste momente de cădere și ale mele și ale ei. Pur și simplu rase din amintirea noastră. Dar de dus după aia nu mă duc. Cu Simina, doamnă. Ah, Simina și-a făcut bagajele și-a plecat la mare. A refuzat să spună în ce loc a plecat. Nu pot să dorm. Adică eu trebuie să-mi ascult numai bătăile inimii și să nu dorm din cauza ei. Mulțumesc. La fereastră mea, da? Da. Bine că am mai găsit bine. Să merg. Dumneavoastră? Eforie în ordine. Oftim? Nicolae. Ce-i cu tine? S-a întâmplat ceva? Da. Spune-mi. S-a întâmplat. Spune-mi. Te iubesc. Da, e grav. Nu e glumă. Băiatul e îndrăgostit. Da, iată. Iată o declarație totală, dar parcă îmi bătea inima mai tare anul trecut când îmi spuneai te iubesc în clipa asta. Vreau să spun că ești mai puțin sincer ca atunci. Dar te iubesc eu prea mult ca să fiu atât de cuprinsă de dragostea ta.
O să-ți explic amănuntul ăsta mai târziu. Dacă va mai fi nevoie. Să mergem cu alea unui magazin să-ți cumperi ce-ți trebuie pentru plajă. Ești obosit. Nici eu n-am dormit în noaptea în care ne-am despărțit. Noaptea asta a fost foarte grea pentru mine, dar tu mă aveai pe mine după ea, în timp ce eu n-am avut a doua zi pe nimeni. Nici eu n-am avut, ți-am dat telefon imediat. Am dat de maică. Când am venit eu pe plajă, eram eu liniștită, dar mă simțeam moartă. Nu mai simt pic de oboseală. Nu e minunat? Îmi simt gura sărată. Și vântul care bate și frânge parcă aripile la păsările astea care zboară. Și ce miros aduce parcă de pucioasă, dar nu e neplăcut. Ești ca un animal de pădure care se retrage în singurătate și când vrea să moară, dar și când e fericit. Numai că eu cu tine am de lămurit ceva. Da, te ascult. Întâi să-mi explici ce-i cu acuzația pe care mi-ai adus-o. Al doilea să-mi spui dacă te menții în continuare la privilegiul pe care ți l-ai creat singur de a decide când să mă iubești și când să mă părăsești, făcându-mă să alerg după tine ca și când aș fi cine știe ce nenorocită. Nicolae, eu nenorocită nu sunt. Trăiesc conform secretului vieții mele și pretind ca iubitul meu să-l deșifreze. Și ce faci tu? Lovești tocmai în acele clipe în care căința și chinul au ridicat dragostea mea pentru tine sus și m-au făcut fericită. Asta e ticăloșie. Ideea că zadarnic alerg eu pe lume după o clipă de fericire mi-a venit în minte când te-am auzit cum răgnești la mine. Pleacă să nu te învăț. Așadar, nu mai există pe lume bărbați care pot iubi sau stin specia. Bineînțeles că o să te protejez. La urma urmei, ce știi tu despre oameni? Ești atât de ușor de lovit. Foarte ciudat e că eu te-am înțeles greșit. Mi s-a părut că vrei să porți tu meciul în locul meu, când în realitate tu nu dorești decât să-l fie mai bine pe cap. Nicolae, tot ceea ce am pictat eu până acum, cu excepția câtorva tablouri, n-are nicio valoare. Fii atent. Văd ceva. Văd din ce în ce mai bine ce trebuie să pictez. Vină cu mine la țară. Adică du-mă la țară. Dar nu oriunde, ci chiar în satul tău. Bine. Când vrei să plecăm? Imediat. Chiar azi. Nu plecăm decât cu o condiție. Te-am prins, te-ai dat de gol. Ai spus, văd ceva, ce anume? Da, m-ai prins. La toamnă sunt programată cu a doua mea expoziție, în noiembrie. Am 3 luni să mi-o pregătesc, adică să o pictez. Dacă nu sunt gata, mă omor. Dar de ce neapărat în noiembrie? Aranjează-o în decembrie sau în ianuarie și păstrează-ți viața. Nicolae, simt că pierderea timpului e fatală. Bună ziua! Hai. Să vedeți și voi câte boarte au ăștia de la oraș. Vă luați de pe sus. Vă luăm pe aici pe scurtătură. Hai. Simina e pictorița, a venit cu mine să vă facă portretele, să vadă și Bucureștiul cât sunteți de frumoși. Ei, ho, că te găsiști tu ăla voinic și făcut. A stat tot timpul supărat pe mine în tren, că de ce m-am îmbrăcat așa? De ce? De ce, băi Nicolae? O fi vrut să vin aici de sculț. Lasă, tată, că am să-ți cumpăr un cal, să mergi călare, ca Iona lui Ilie Iacov.
Asta e scofala pe care ați făcut-o voi, de ne-ați lăsat fără cai. Dar nici voi n-aveți cu ce merge. Dom'le, omul trebuie să vorbească cum e vorba, să se poarte cum e portul. Se referă la tine, care ai fi vrut ca eu să fiu îmbrăcată țărănește și că din noi doi eu am dreptate. Fiecare să-și poarte portul și să vorbească pe limba lui. N-am spus să te îmbraci țărănește, dar nici să te împopoțonezi așa în pantaloni. Hai la masă, du-te. Și zi așa, tată, mă faci prost. Nici n-am venit bine acasă și te și dai la mine. Ca la ăla care s-a dus la doctor că-l doare capul și el suferea de ficat. Nicolae, degeaba zici tu. Așa mă durea pe mine de nu mai puteam. Și într-una luam piramidoane de-mi venea să vărs. Până într-o zi a venit una tânără, ieșea acum la dispensar. Și zice, dărma tale, n-ai ceva la ochi? Și așa era. Ei, bravo. Eu aveam acii, în dreapta, înăuntru, un ceas. Când îmi venea, uite așa vădea. Și tot așa mi-a dat fata asta niște nasturi și mi-a trecut. Păcat, aveai ceas pe gratis. Altă dată când te-ai înțepat în furca de fier, n-ai mai luat niciun nasturi. Ți-ai luat laba în mână și când ai apăsat odată pe ea, ți-a sâșnit puroiul drept în nas. Nu zici că era să mor? Păi sigur, ți-a și sărămațele. Dar ia spune-mi, Lingo, cum mai merge gospodăria asta voastră din sat? Vine lumea să muncească? E o gospodărie bună? Sau oamenii stau mai mult pe acasă să crească vierde mătase? Da, cine mai știe? Știu ei acolo. Dar tu nu te duci? Mai mă duc și eu, când am timp. Și câte zile ai făcut? Făcute? Nu știu, dar plecate de acasă, cred că am vreo 40. E bine. Cum e bine, domne? Cum bine? Asta e la tine bine? Sigur, e foarte bine. 40 de zile plecate de acasă, nu e puțin, cât uși de puțin. Hai, poftiți la masă. Formidabil, cum am aflat așa de repede? Aș fi vrut să-i cunosc. Nici o grijă, că tot să stai aici, o să ai zilnic ocazie. Ești obosită? Nu deloc. Dacă trecem pe lângă casa aia lui Ceacă, ieșim în măgură și dăm de cimitir. Nu știu niciodată unde duce vâlceaua asta. Mi se părea că dacă aș trăi aici, venind în fiecare zi, moartea mea ar fi ca un somn plin de vise. În timp ce sufletul ar ieși vesel din mine și ar lua-o de-a lungul văii și s-ar duce să vadă în sfârșit unde este pădurea cotijoaia. Știi, în Biblie, în Noul Testament, e o scenă bizară, pe care, ori de câte ori recit-o, înțelesul scapă. E vorba de schimbarea la fața lui Hristos, undeva sus pe munte. Petru, văzându-l astfel, deodată deraiază. Doamne, zice, să facem aici trei colibe. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Ce-o fi fost în capul lui? Adică de ce să fac acolo colibele acelea? Dar nu cumva în mintea lui locul și nu spiritul lui Hristos deținea puterea metamorfozei? Și nu cumva voia să nu se uite, să nu se piardă acel loc? Uite, pe măgura asta a ieșit odată de unei muieri o stafie. De spaimă, baba a rămas mută. Am văzut-o și eu. Aici cimitirul dai mereu de iad. Fiindcă pe dearurile acelea sunt vii și pământuri. Vezi, aici omul e mai liber, fiindcă cimitirul e mai aproape de vederea lui și mereu îi aduce aminte și-l așteaptă. Cimitirile din oraș mă sperie. Aici așa de frumos. De ce? Caburile, sculpturile sunt înspăimântătoare. Aici e ca într-o grădină. Și măcar în fața morții oamenii redevin modești. Iarbă înaltă, flori și nimic altceva. Îmi pare rău că n-o să mă îngroape nimeni cu o cruce mică la cap, ca o jucărie de copil. Asta e. Vezi drumul ăla în capătul cimitirului cu salcâmari? Acolo e capătul viilor.
Vino să te rog ceva. Te uiți la fântâna aia? Acolo s-a înnecat o fată. Oamenii pedepsesc parcă fântânile care au atras în adâncul lor pe unul de-ai lor și nu mai beau apă din ele ani în șir. Nu știu de ce. Asta de când eram eu eleve părăsită. Cu toate că avea apă dulce. E unul cocoșilă care m-a întrebat. Și dumneata ce faci acolo? Și tatăl tău nu m-a lăsat să-i răspund. Nu te duce pe tine creierul din cap, i-a spus el. Să înțelegi ce face ea acolo. Foarte curios. Ideile lor în discuții îmi sunt foarte familiare. Parcă te aud pe tine vorbind. Am fost pe la ei pe acasă și le-am văzut cursile mari, cu grajduri și pătuluri. Sora ta mi-a povestit cum își află fetele ursită. Pândesc cocoric întreg și înfig un cuțit în pământ. Dacă e de bine, cârdul se întoarce înapoi. Dacă e de rău, cocorul care conduce cade lângă cuțit. Am început să lucrez, dar mi-e dor de tine. Nicolae, vin o duminică și vezi ce e cu fata asta. Ori iau-o de aici, ori vezi ce face. Că lucrează de dimineață de la răsăritul soarelui și până se întunică. Și nu mănâncă iar nimic. Și fac pui fripți care, orice ce-i zice, sunt buni. Îi poți mânca cu oase cu tot, că sunt mici. Și am și ouă proaspete și brânză. Nimic nu-i place. Maică, mai lasă jos treaba și te mai odihnește, spune și mama. Dar crezi că aude? De ce nu mănânci? Se plânge soarele mea de tine că nu-ți place mâncarea și că de dimineață până seara nu faci decât să lucrezi, adevărat? Nu pot să mănânc, Nicolae. Acum întorc firul. Sunt așa de fericită. Văd, eu arăt schimbată, dar ai cam slăbit. Da? Nu stă rău nici așa. Și pe urmă nu crezi că firul ăsta al tău îl torci prea repede? Nu, fiindcă pe urmă s-ar putea să nu mai am lumină bună, să înceapă ploile. N-ai nicio grijă. Sora ta exagerează ca orice rudă la care vii. Ce poate ea să-ți ofere? Mâncare. Și dacă nu mănânci toată, îi se pare că n-ai mâncat deloc. E grozav ce ai putut picta în 10 zile, Simina. Pentru că subiectele care m-au pasionat dinainte de a veni aici, le-am găsit așa cum mi-am dorit. Și oamenii, și casele lor, și peisajele, și mai ales lumina. De dimineață și până seara lucrez parcă orbită. Îți recunoști lumea, apusurile tale de soare? Da, și nu, așa sunt, dar nu le recunosc. A, știu eu, lipsește căruța și familia. O să fac toate astea din imaginație la București. Nu mi-ar place. Asta a fost de mult. Iar acest de mult nu se poate reda. Și chiar dacă l-ai putea reda, cum se poate înțelege că e de mult? O să mă gândesc la asta. Da, într-adevăr, ce mi-ai arătat tu acum nu se poate compara cu ce mi-ai arătat înainte. Nu-i așa? Nici nu știi ce bine îmi pare că ceea ce am simțit eu când m-am întors de la București și am început să pictez arată și pentru tine acum marea schimbare. Sunt foarte frumoase, Simina. Sunt foarte frumoase. Nu știu, nu pot eu să explic de ce, dar culorile tale sunt o încântare. Parcă nici n-ai fi știut până acum să le folosești. De ce ești trist? Nu știu, aș vrea să stau cu tine, să nu mai plec. Dar am grădina aia. Și pe urmă poate că te-aș stingeri. De ce vrei să stai cu mine? N-aș putea să spun acum, dar o să-mi dau seama mai târziu și atunci am să spun. Gura ta e dulce amară. Lumea pe care tu mi-ai descoperit-o, în care o stafie îi apărea unei femei din măgură și unde o fată înfigând un cuțit în pământ făcea să cadă cocorul, azi a murit. Dar rămâne pentru mine frumoasă, ca orice civilizație care și-a creat de-a lungul secolelor valorile și miturile ei, în cântece, obiceiuri și rituri. E frumos satul, dar mai ales duminica după amiază. Se îmbracă cu cea mai bun pe ei și stau așa de vorbă ceasul întregi. Ca într-o agora de pe vremea Greciei antice. E adevărat că în restul săptămânii
Satul e cam pustiu de bărbați și nu pentru că ar fi fost duși la munca câmpului, ci pentru că sunt plecați pe șantiere, pe unde au fost angajați, sau chiar prin București. Ce fel de țăran sunteți? Nu știu, n-aș putea să spun. Au și televizoare. Bineînțeles. Și cu ce câștigă o scutește pe muiere să mai iasă la câmp. Și uneori chiar pe copii. Mie la 7-8 ani mi s-a pus sese la mână. Simina, felicitări. Sunt uluit. Ce s-a întâmplat cu tine? Ești chiar pictoriță. Și tu ești beat sau trează în clipa grăbită? Domnișoara, mi-a plăcut foarte mult. O să cumpăr ceva. Admirabil. Ceva s-a întâmplat cu tine. Chiar ai talent. Da, un demon mă stăpânește. Foarte frumos. O adevărată surpriză. Cea mai mare surpriză din viața mea. Să știi, nu-mi place cum arăți. Culorile parcă ți-au orbit ochii. Nicolae, ai zis că nu vii. Auzi, mamă, să vin aici și să-mi spună că mă stingherește. Cum să mă stingherești? Ascultă, dacă nu scrii despre pictura ei, că despre cel mai mare eveniment plastic din ultimii ani, eu te curăț. Nu, nu, să știi că te curăț. Te rog. Bine. Obiceiul ăsta o să schimbă. Sunt un lucru care n-am să-l înțeleg niciodată. Ce faceți voi aici? Oh, să rămân. Cu noi? Cum să rămân? Îl cunoașteți pe domnul critic? Plăcere. Îmi rezerv dreptul să vă spun mai târziu tot ceea ce gândesc. Bine, mai bine. Bună seara. Simina, totdeauna ți s-a părut o fanfaronadă ideea mea cu flacăra și demonul. Flacăra și demonul. Dar ce te supără pe tine? Că există și una și alta sau că o spun? Că o spui. Deci recunoști că există? Nu există. Am înțeles. Există, dar nu vrei să vorbim despre asta. Dar eu vorbesc pentru că prea început toată lumea să creadă că inspirația nu există. Și că dacă suflești tu mânecile, tu neacutare și te apuci vârtos de muncă, îi pasă cu canapea pe toți ceilalți pictori și scriitori. Și ce-ți pasă ție de ce vorbește lumea? Artiștii trebuie să-și păstreze secretele între ei, fiindcă altfel vor fi luați în batjocură de indivizi vulgari. Ce spui de ea? Formidabil. Tu ai temperatură mare. Ți-e rău? Nu, sunt fericită. Aveți un medic al familiei? Da. Ce telefon are? Vezi la Costinescu, în agenta mea. Nu e răceală. Foarte grav. Erupție pulmonară, TBG, de o violență extremă. Dumneata, nu ți-ai dat seama până acum că are temperatură? Ba da, de 2 ani de când o știu, totdeauna am observat că are momente când îi se ridică temperatura și corpul iarde. Am întrebat-o dacă și-a controlat plămânii și mi-a spus că da. N-am crezut-o și i-am cerut să ne arate rezultatul. Mi l-a arătat, nimic pulmonar. E un permis de intrare pentru toate orele. Să sperăm că o să jugulăm acest atac acut. Să-l cronicizăm și cu mijloacele moderne de care dispunem în prezent contra acestei boli care ne mai lovește încă, să vindecăm complet bolnava. Dar ce s-a întâmplat totuși? Atacul a pornit din interior, pe un fond de epuizare. A muncit mult? Da. E, asta e.
nu-ți pierde firea, Nicolae. Asta mi-a fost mie soarta. Fără iubire n-am avut puterea inspirației. Dacă mor, să știi că nu-mi pare rău. Nu trebuie să te grăbești. Ba da. În ziua aia când ți-am spus pe plajă. Gata, Nicolae, plecăm. Am simțit că trebuie să-mi urmezi inspirația. Care în sfârșit se îndurase să vină și peste mine după atâția ani de trudă de când o așteptam. Nu trebuia să mai pierd o zi. Iată secretul pe care nu puteam să ți-l dezvălui în clipa aceea. Dacă ai ști cum a crescut în mine dorința de a picta, eu n-am trăit niciodată un astfel de sentiment. Am pictat totdeauna doar cu plăcerea pe care ți-o dă gândul că ai și tu un rost. Dar inspirația e ceva deosebit. Fericirea e atât de rară pe pământ, Nicolae. Iar inspirația poate să nu vină decât odată și cu durată. Cine știe? Scurtă de tot. Ce vrei de la mine? Așa eram eu fericită să pictez mult. Și să mă iubești tu. Chiar dacă mor. N-ai să mori, ai să faci bine. Dar ai să suferi. M-aș odihni. Și pe urmă m-aș despărți de tine. De ce? Ca să nu mor iar. Dar nu din pricina ta. Din pricina picturii. Faptul că m-au părăsit puterile n-are nicio importanță. Nicolae, tu ești țăran. Ascultă acum liniștit ce am să spun eu. Tataie povestea că străbunicul meu a stat mult de vorbă cu el înainte să moară. Vezi, zice băiete, fânul ăsta să-l cosiți așa și pe dincolo. Și tărlaua asta care anul trecut a lăsat-o trifoiște. Mai lăsați-o și anul ăsta. Și pe urmă puneți cânepă să se facă mare. Chestii de-astea și altele. Care la ei se respectau, nu ca la noi. Tu să respecti ce o să spun eu. Că nu te îndeamnă nimeni să stai cu ochii pe foc. De la maică ta am auzit chestia asta. Înțelegi ce înseamnă? Adică nu te îndeamnă la rău. Întâi pânzele mele probabil că or să se vândă toate. Am păstrat câteva din cele mai frumoase pentru noi doi. Le iei tu. Expoziția asta mi-a adus o grămadă de bani. Cine știe, poate vrei totuși să-ți faci o colibă în locul acela misterios care te-a zăpăcit și pe tine. Ți-am promis să aduci aminte. Tata n-ar ți-a bani și acum a doua problemă, Nicolae. Te rog să mă asculți. Cât timp rămâi ceea ce ești, nu te mai încurca cu alte femei. În general, cu nimeni alta. E cazul, Nicolae, să trăiești cu mine în gând. Tu ai puterea asta. Folosește-o. Traiu cu altă femeie, întâi ar stârni-o împotriva mea, pe urmă împotriva ta direct, fără scăpare pentru tine. Și vei ajunge să te simți singur și cu puterea de a trăi cu mine în gând smulsă. Adevărat singur. Fără speranță. Să revenim, Nicolae, asupra credinței care te mai poate ține pe tine pe picioare. Și care se împlinise atât de fericit prin apariția mea în cumpâna în care se afla viața ta. Rămân la părerea mea. Voltaire nu mai e de actualitate și nici Goethe. Grădinărește-l pe om, seagă-i mlaștinile din el, dar nu din afară, străduiește-te. E pasiunea ta secretă, nu mai ai ce pierde, dă-i curs. Te înșel, Simina. Sunt îngrijorat de tratamentul tău. Ar trebui schimbat. Se ocupă mama. Nu te mai gândi la asta. Se pricepe, are și bani. Lasă-o pe ea.
Bine, dar nu te mai gândi nici tu la mine. Vreau să spun în felul ăsta. De ce nu? Fii atent, dacă mă fac bine, tot ne despărțim. Așa că ia aminte. Glumești? Tu de ce plângi? Nu glumesc deloc. Ne despărțim pentru un timp. Fiindcă cu tine iar mă apucă dorul de a picta și pe urmă ne căsătorim. Facem și copii? De ce nu? Dar uite, vezi? Chiar acum simt o dorință foarte vie să pictez. Și o să te rog să-mi aduci mâine tot ce-mi trebuie și o oglindă. Vreau să-mi fac autoportretul ca lui Chian. Revenind la credința ta veche din copilărie, Nicolae, să știi că e mult în zilele noastre să te afli în posesia unor astfel de amintiri. Acționează acoperit de ele. Dar, într-adevăr, nu le scoate la lumina zilei. Spune, Nicolae, mai spune-mi o dată, ce simțeai tu când vedeai că soarele se apropie de asfinții? Când familia ta oprea lucru? Povestește. Simțeam că soarele e al meu pentru totdeauna, dar nu numai soarele, ci tot. Și norii care năvăleau din urmă și soarele parcă le dădea foc. Și câmpia uriașă. Atunci mi se părea că... De ce te-ai oprit? Atunci ți se părea că ești nemuritor. De ce nu spui? De fapt, nu mi se părea. Chiar eram. Așa este. De unde mai fi venit și asta? Am și eu în mine acest sentiment. E nealterat. Și știu că totuși voi muri. Azi, mâine. Sau altă dată. La mine a apărut într-o zi când mă uitam la mâna mea. Care picta. Întotdeauna m-am gândit că omul nu trebuie să se întoarcă în pământul din care a ieșit. Nu e de niciun folos. Nici pentru pământ, nici pentru om. Iarba care crește peste mormintele noastre n-are niciun sens. Ar trebui să dispărem pur și simplu de acasă și să nu mai fim găsiți niciodată. Ar fi așa de frumos. Se pare că există în India oameni care posedă acest secret. Dispar în văzduh și nu se mai întorc. Îmi promiți că ne despărțim acum de tot? Nu. Aș vrea să-ți fac pe plac, dar nu pot. Nici eu n-aș putea. Ce spun eu sunt pure idei. De altfel mă simt mult mai bine. Poate că vom mai avea mulți ani de petrecut împreună.
Nicolae, acum eu sunt foarte lucidă și parcă aș vrea să beau ceva tare. Te am pe tine și mi-ajunge să-ți văd chipul, ca să fiu liniștită că nu se poate să mi se întâmple nimic rău. Mai văd, Nicolae. Unde ești? Doamne, asta mi-ar mai lipsi. Pictorița fără vedere. Găsim pe Moromete, Nicolae Moromete. Mănei, că noi suntem de satul lui. Am venit să-l vedem. A murit, s-a terminat cu el. Da, s-a zis cu el. Acum ăștia o să spună în sat tot ce le-am spus noi aici. Bună ziua! Bună ziua! Nu e acasă, domnul inginer. E plecată. S-a sculat de dimineață și s-a dus la fermă să controleze de acolo treaba pe care o are ea. Și unde e ferma asta? Păi, uitați acolo, lângă GAC. Bine, mulțumesc. Dacă nu e acolo, ce să-i spun când o veni? Nimic. Am brodit-o, domnișoară. Dacă nu o să-i spânzuri pe toți mâine când s-o întoarce la lucru, o să vedeți dumneavoastră. Dar ce s-a întâmplat? Au lăsat vitele în părăsire. Re-am învoit eu, moldoveni ca și dumneata. Mi-au spus că vor și ei să petreacă o zi de Paște. Da, dar ailalți nu sunt moldoveni. Stai puțin. Moșanghel n-a venit? Cine, aviatorul? Vai de capul lui. Stai, am mai învoit unul. Pe Franghel. V-ați găsit și dumneavoastră pe cine să învoiți. Tocmai pe cel mai bun. Acum ce dracu să facem? Acum nici nu mai știu de ce l-am învoit, dar Ivan? Ci că s-a dus la Deni toată noaptea cu frate său și cu nevasta lui frate său. Acum o să doarmă toată ziua, o să vedeți. Și ceilalți cinci? De unde să știu, domnișoară? Ați umblat ieri să le faceți rost de câte 100 de lei? Și uite cum v-au răspuns. Nici la mine la grădină n-a venit nimeni. Ce înseamnă asta, tovarășii inginer? Credeți că de-aia am fost angajată să țin locul îngrijitorilor? Mie să-mi dați oameni, nu mă interesează. N-am tremurat la examene 5 ani de zile ca să devin văcărița auxiliară. Înțeleg să muncesc în munca pentru care am fost pregătită. Să știți. Să faci munca pentru care te-ai pregătit? Bun, nu e așa o mare chestie. Mult mai interesant e să o faci pe aia pentru care nu te-ai pregătit. Noi suntem în problemă. Dar am auzit că unii își dau diploma de pildă în istorie, iar la liceu predau chimie alimentară. Frate meu are un coleg. Interesant. La urma urmei, Magean, când a făcut în conjurul lumii, știa numai geografie.
Numai în zilele noastre oamenii au pretenția să se limiteze la un anumit sector de activitate. Foarte bine, tovarășii inginer. Să vă văd cum o să ne dați acum o mână de ajutor să preparăm paiele pentru 400 de vite. Paiele ca paiele, dar melasa și cu ureia, să vă văd cum o preparați și cărați. Asta trebuie făcut. Dar ce credeți? Când? Chiar acum. Poate vin. Mai așteptăm. Nu uitați că suntem invidiați. Capitala e la doi pași. Zilnic vă puteți întoarce acasă mai puțin de o oră. Asta se plătește. Puneți mâna și preparați melasa. Am o idee. Nu-i mai bună iarma? Eh? Am o tarla mare cu secară, care nu prea s-a făcut, trebuie scoasă și pus porumb. Le scoatem pe tarlaua asta și gata. Tarlaua aia de lângă Iaz? Da, e cam rară. Atunci puneți mâna pe câte o bâtă și să-i dăm drumul. Uite aici butele îngrijitorilor. Nu. Nu. Ia uite, mă, ce văcăriță răguță. Mi-ai zis de drum, excropule. De ce excrop? Așa, de unde are mașina aia? Din salariu? Cu mintea acest tineret, nu e învățat să meargă în câmp. Ce faci, Checiule? Mă lași numai pe mine să alerg? Hai, tovarășe inginer. În fond, a fi văcar sau a fi inginer, care-i deosebirea? Ideea. Ai ce zici, mâncăm și noi. Ceva? Aha, uh-huh. Da. Fai de mine. Dumneata erai? Te pomenești că ai venit pe la mine, ți-ai adus aminte? Faceți cunoștință, inginul Moromete de la castel. Tocmai eram pe punctul de a ne lua micul dejun la iarbă verde ca în ziua de Paște. Poftiți și stați. Nu o să fiu un însoțitor prea vorbăreț. O să mă scuzați. Nu-i nimic, suntem între colegi. Mai mult simțiți-vă ca între prieteni. Sigur. Păcat că n-avem și o sticlă cu vin. Am eu una, păcat că n-avem două. Ce suntem noi când roșim ouă și le ciocnim? Creștini sau păgâni? Păgânismul a fost înainte de Hristos. Și acum ce e? Acum e păgânismul de după Hristos. În fond, ne plac obiceiurile, dar nu mai credem în minunea învierii. Ce să facem? Asta e situația. Eu personal nu cred. Dar dumneavoastră? Bineînțeles. Ce bineînțeles? Sunt de acord. Și atunci de ce nu spui Hristos a înviat? Păi cu cine? Știam că nu credeți. Cum crezi că e posibil să învieze un om? Nici nu m-am gândit. Atunci? Așa. Păi dumneata nu cunoști doctrina, domnișoară. Se bazează pe câteva idei. Oferirea așa obrazului celălalt când cineva scârpește o palmă. Răspuns la urmă prin iubire. Învierea, înălțarea la cer, etc. N-ai citit Biblia? Nu, de unde să o iau? Atunci în ce crezi? Mai bine spuneți-mi, tovarășe inginer, care e omul cel mai rău de care pomeneați adineaori? Omul cel mai rău e oglinda celor care se cred mai buni. Asta chiar că nu mai cred. N-a fost considerat președintele nostru cel mai bun și ales? Da, tovarășe inginer, dar trebuie să fim înțelegători. Am auzit că și el iubește. Zău, ține la el. Și ce dacă a luat-o? Numai cei din Occident au dreptul să se îndrăgostească la bătrâneți. Așa e, la asta nu m-am gândit. De ce fug vacile astea, Checiule? O să-și rupă picioarele, ce-i facem? Apropie-te și calmează vita. Și dacă mă scufund pe mine, cine mă calmează? Ce dracu o fi căutat aici? Ha. Apă, ce să caute? Mă mir că nu au împotmolit și altele. Dacă erau oi, să ne cautate. Ne pune să plătim gârbovicea. Ce facem, tovarășe inginer? Numai un tractor o poate scoate de aici. Dar unde noi vă găsim noi un tractor pe vremea asta? Te duci, domnișoară? M-aș duce eu, dar când o vedea pe dumneata, nu o să te refuze nimeni. În timp ce pe mine nici nu or să mă asculte. Mă duc, ce să fac?
Hai, da. Perfect. Eu zic să ne cărăm chiar acum cu ele la fermă. Că altfel cine știe ce mai pățim. Calcă trenul vreuna sau... Cădem cu toți în grogroapă. Ce cu dumneata? Ce s-a întâmplat? Nu mă întreba. Ești primul om cu care stau de vorbă după 6 luni. Înțeleg. Ți-a murit cineva, drag. Ai venit să vezi o prietenă pe care n-ai uitat-o. Ai încredere în mine. M-am gândit și eu la un moment dat dacă mai ești la castel și cu toate că am avut și eu nevoie de un prieten, m-am jenat să te caut. Am aflat că te vei căsători cu o pictoriță. Te pomenești? Da. Ea a murit. Vai de mine. Nu trebuie să te lași. De ce nu? De ce nu? Știu și eu. Ți-amintești și eu ți-am povestit odată că era să mor când am băut oțet, dar când am scăpat, mi-a părut bine că n-am murit. Toate că mă gândesc și eu uneori că o să ne ia Dumnezeu pe toți. Știi, ți-am povestit când ai fost pe la mine despre ceea ce... Tot așa e, nu ți-a schimbat nimic. Da, ce să-ți mai spun eu, vezi și dumneata singur cum e. Nu știu de ce nu trebuie să te lași, dar știu că nu trebuie. Când moartea intră în tine, îți scoate de acolo ființa iubită și se instalează ea. Ce rost mai are să trăiești? Are rost. Așa e. Pe semne de aceea n-am murit până acum. Deși am vrut. Și fii sigur că așa este. De aceea n-ai murit și nu trebuie să mori. Ca să te gândești la ea, să o aduci înapoi în inimă de unde ți-a scos-o moartea. Ai încredere în mine. Angel, nu ți-e rușine să te înveți în halul ăsta? În loc să mergi la fermă și să-ți vezi de treabă, mă lași pe mine și pe brigadier singur. Eu alerg, îi fac rost de un avans, să aibă și el un ban în buzunar de Paști și îl... Da, așa e, sunt un bețiv. Dar să știi că eu am pilotat avioane și eu nu spun minciuni, să știi de la mine. Știi, dumneata, cine a fost Sadoveanu? Cel mai mare scriitor din lume a fost Sadoveanu. Eu cu Sadoveanu am luat masa împreună. Îi fi mâncat să-ți fie de bine, nu, acum hai. Nu mi-i somn. Sadoveanu, Beleș Curcanu, știți dumneavoastră cine au fost ăștia? Afară! Ieșiți afară! Vă dă statul salariu și voi îl veți. Animalele alea sunt mai simțite decât voi. Mergeți și căutați-vă de lucru în altă parte. Unde o să găsiți oameni care o să înghită să vă bateți joc de ei? Ce o să zică Gârbovicianu? Domnișoară, nu știi să lucrezi cu oamenii, du-te dumneata în altă parte. De ce să mă duc în altă parte? Chiciule, scoate-i de aici! Ei, ei, bună dimineața! Trebuie scoasă de acolo moartea și lăsată să vină la loc ființa iubită, chiar dacă ea nu mai este în viață. Simina. Dacă poți să mă sprijini să activez iar alături de tine, să știi că e pentru mine momentul. Nu-mi cere explicații amănunțite, îți dau una singură. La noi încă e multă dezordine și sunt oameni pe umerii cărora apasă poveri prea mari și nimeni nu-i ajută. Ți s-a trezit vechea credință. Mă bucur. O să te susțin pe lângă faptul că ai mai fost activist, ai intrat în partid imediat după ieșirea noastră din ilegalitate. Mai ești și specialist în probleme agricole, sunt convins că o să fii primit. Azi luăm masa împreună. Sărbătorim faptul că vechea noastră prietenie a reînviat.